Două grădinițe noi vor fi finalizate până la sfârșitul anului în municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Trebuie menționat faptul că una dintre acestea este finanțată din veniturile proprii ale municipalității, iar cealaltă este realizată în parteneriat cu Ministerul Educației pe fonduri europene PEPOR. Mai exact, este vorba de grădinița cu program prelungit numărul 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu și grădinița cu program normal din Ițcani, din curtea Școlii Generale numărul 7 Grigore Ghica Voievod. Alte două grădinițe sunt în curs de realizare în municipiul Suceava, după ce au fost finalizate cea din Burdujeni Sat și din zona centrală. Discutăm de grădinița cu program normal numărul 4 de la școala cu program prelungit, pardon, numărul 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu și grădinița program normal de la școala generală din Ițcani, școala generală numărul 7 din Ițcani. La grădinița de la Mihai Eminescu, stadiul fizic de realizare a lucrărilor este undeva la 35%. Am avut o discuție săptămâna trecută cu doamna director Anca Tronciu, cu reprezentantul constructorului. Am stabilit ca până la începutul anului școlar să dăm în folosință parțială această grădiniță și să dăm în funcțiune cantina, iar până la sfârșitul anului să fie finalizată în totalitate. În ceea ce privește grădinița din cartierul Ițcani, gradul de realizare fizică a lucrărilor este de 63,17%. În urma discuției avute cu doamna director Marina Moscal, cu reprezentantul constructorului regintele șantier, am stabilit ca până la data de până la sfârșitul anului să finalizăm această grădiniță. Această grădiniță este finanțată pe fonduri europene într-un parteneriat cu Ministerul Educației. Vrem să finalizăm aceste două grădinițe în acest an, în așa fel încât anul viitor să ne ocupăm de alte două grădinițe care sperăm noi că până atunci vor fi aprobate fonduri europene. Discutăm aici de grădinița de la grădinița program prelungit din cartierul Opcini. Așa cum să știm, în ședința Consiliului Local de săptămâna trecută a fost aprobat acest proiect pentru a putea demara procedurile de expropiere. La fel de important, discutăm de realizarea grădinței program prelungit de pe strada Tudor Vladimirescu din curtea Școlii Generale numărul 1.